Pe Joseph K. îl calomniasă pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. În dimineața aceea, bucătăreasa doamnei Grubach, gazda lui, care îi aducea micul dejun în fiecare zi la 8, nu se ivi la ora obișnuită. Asemenea lucru nu se mai întâmplase niciodată până atunci. K. mai aștepta o clipă. Culcat pe o pernă, văzu cum bătrâna care locuia peste drum îl privește cu o curiozitate absolut neobișnuită. Apoi, flămând și mirat totodată, suna. Imediat se auzi o bătaie în ușă și în cameră intră un bărbat, pe care până atunci nu-l mai văzuse niciodată prin casă. Bărbatul era zvelt, dar solid și purta un costum negru, strâns pe corp, cum sunt cele de voiaj, legat cu un cordon și având tot felul de cute, buzunare, catarame și nasturi, care dădeau costumului o aparență deosebit de practică, fără să se înțeleagă bine la ce ar putea servi. Procesul de Franz Kafka. Procesul lui Franz Kafka urmărește istoria stranie și tulburătoare a lui Joseph K., lucrător la bancă și celibatar, care se trezește într-o bună zi arestat fără să aibă habar de ce. Este momentul când viața lui se schimbă irreversibil. Va începe un șir de încercări disperate de a afla adevărul și de întâmplări halucinante, toate gravitând în jurul unui tribunal fantomatic, necruțător, ale cărui victime își așteaptă sentința fără să știe dacă își vor căpăta vreodată libertatea. Parabola a unui secol care a născut două regimuri opresive, povestea unui om arestat fără a fi vinovat, persecutat și până la urmă executat ca un câine. Romanul neterminat al lui Kafka a ajuns să reprezinte soarta nenumăratelor victime ale nedreptății politice și ale injustiției legii. Pentru un roman atât de scurt, lectura este foarte intensă și îți ia mai mult timp decât ai fi crezut inițial. De vină nu este limbajul, ci conținutul greu digerabil. Acțiunea nefiind liniară, evenimentele și așa absurde conduc cititorii într-un labirint de interpretări în care mulți rămân blocați. Mai mult decât atât, multe dintre capitole nu sunt terminate, volumul având la final anumite fragmente care urmau să fie inserate în conținutul romanului. Cele mai semnificative adaptări cinematografice a romanului sunt filmul Procesul din anul 1962 a regizorului Orson Welles, dar și filmul cu aceeași denumire a regizorului și dramaturgului englez Harold Pinter. Dragi cititori și urmăritori, nu ratați întâlnirea următoare în care vom discuta despre un alt roman al autorului Franz Kafka. Pe curând!